Multora nu le-a venit să creadă cum arată bărbatul care a băut 30 de ani, un litru de alcool pe zi. Imaginile cu Tan, în vârstă de 68 de ani, au făcut înconjurul internetului. Bărbatul din China a fost comparat chiar cu Hulk. Un bărbat din China i-a șocat pe medici cu problema lui de sănătate. Pensionarul a băut un litru de vin de orez în fiecare zi timp de 30 de ani. Din cauza acestui stil de viață și al dependenței de alcool, a ajuns să sufere cumplit după ce au apărut niște tumori, dezvoltate în partea superioară a corpului. Pensionarul în vârstă de 68 de ani a fost diagnosticat cu boala Madelung. Este o afecțiune extrem de rară care provoacă apariția unor tumori grase în partea superioară a corpului. Bărbatul susține că ajunsese să bea alcool ca pe apă, iar acest obicei s-a întins pe o durată de mai bine de 3 decenii. Bărbatul a mai dezvăluit că familia lui l-a lăsat să consume vin de orez când avea doar 13 ani, iar după ce a împlinit vârsta de 40 de ani, alcoolul a devenit o componentă constantă în dieta lui zilnică. Prima dată a observat că apar niște umflături cu grăsime în anul 1997. În anul 2011, gâtul lui ajunsese deja la dimensiunile șocante de acum. Conform The Sun, medicii plănuiesc să îl opereze pe pensionarul chinez, dar există riscul foarte mare ca tumorile să reapară dacă bărbatul nu renunță complet la consumul de alcool. Bărbatul are acum gâtul de dimensiunile taliei unei persoane obișnuite, iar respirația este îngreunată din cauza tumorilor, relatează click.ro.